Zisa Domnul către ucenicii săi, va veni vremea când oricine vă va ucide pe voi, va crede că aduce astfel slujbă lui Dumnezeu și de acestea le vor face pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine, iar acestea toate le-am grăit către voi ca să aduceți aminte de ele când va veni vremea, cum că eu vi le-am spus vouă. Dar acestea nu vi le-am spus vouă de la început, fiindcă eu eram cu voi. Acum însă mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni dintre voi nu mă întreabă unde mergi. Dar pentru că v-am spus acestea, întristarea a umplut inimile voastre. Eu însă vă spun adevărul, că vă este de folos să mă duc eu, căci dacă nu mă voi duce eu, Mângâietorul nu va veni la voi, iar dacă mă duc, îl voi trimite la voi și el venind va vădi lumea de păcat, de dreptate și de judecată. De păcat pentru că oamenii nu cred în mine, de dreptate pentru că mă duc la Tatăl meu și nu mă veți vedea, iar de judecată pentru că stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am multe de spus vouă, dar acum nu puteți să purtați greutatea lor. Și când va veni acela Duhul adevărului, vă va învăța pe voi tot adevărul. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Când spunem om, spunem ansamblul trup și suflet. Nu doar trup, nu doar suflet. Omul este trup și suflet așa cum l-a lăsat Bunul Dumnezeu. Iar sufletul este înzestrat cu libertate, cu voință liberă, cu simțire, cu rațiune. Este înzestrat, iubiți credincioși, după chipul Dumnezeu, cu minte, cuvânt și duh. Duhul omului, iubiți credincioși, este altarul ființei umane. Duhul omului este sinele omului. Duhul omului este inima omului. Duhul omului, iubiți credincioși, este Sfânta Sfintelor, acolo unde se așează Hristos Domnul la botez și Duhul Sfânt la mirungere și se așează Hristos în fiecare sfântă împărtășanie. Inima omului sau Duhul omului, iubiți credincioși, este locul unde se află partea cugetătoare și puterea cuvântătoare a omului. De aceea Domnul spune, de ce cugetați cele rele în inimile voastre, în duhurile voastre, pentru că acolo este punctul de plecare al cugetării. Dar, iubiți credincioși, din inimă ies toate cele bune și cele rele. Și se proiectează în creier. Și acolo omul, iubiți credincioși, în creier, el începe să le judece, să le socotească, să le așeze, să le cumpănească după o logică în funcție de Duhul care este în inima lui. Dacă în inima lui este un Duh al lui Dumnezeu, iată că logica ascultă de Logos, de Iisus Hristos. Dacă în inima omului este Duhul cel viclean, acolo este o logică a păcatului care argumentează orice acțiune a omului, astfel încât să suprime rațiunea, iar rațiunea să sufoce conștiința umană. Vă facem această explicație ca să înțelegem, așa cum se cuvine, pericopa evanghelică de astăzi. Va veni vremea când oricine vă va ucide pe voi, va crede că aduce astfel slujbă lui Dumnezeu. Cum el ucide și crede că slujește lui Dumnezeu? El face răul și el crede că face binele? El provoacă suferință și el crede că este bine plăcut lui Dumnezeu? Da, iubiți credincioși. Pentru că are aici în rațiune o logică a păcatului până când face crimă și crede că face în numele lui Dumnezeu, că e voia lui Dumnezeu, pentru că Duhul lumesc, Duhul minciunii, Duhul viclean, Tatăl minciunii, Duhul satanei din inima lui, atât de tare le învălmășește în inimă, încât rațiunea, iubiți credincioși, ca proiecție a ceea ce este în inimă, în Duhul omului, crede, susține și întărește prin logica păcatului că ceea ce face el, poza pe care el o
O vede, este clară și bună. Dar, iubiți credincioși, iată că cine are Duhul lui Dumnezeu în inimă, discerne. Are Duhul discernământului. El nu se lasă păcălit de cele văzute, de cele auzite, de cele simțite, de cele care sunt prezentate cu o logică perfectă. El nu se lasă păcălit și se coboară în inimă, se roagă în fața lui Dumnezeu, acolo pune mintea lui în slujba lui Dumnezeu, pune voința lui în slujba lui Dumnezeu, pune inima lui în slujba lui Dumnezeu și acolo întreabă și spune precum prorocii: Doamne, grăiește că robul Tău ascultă. Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Doamne, lucrează Tu prin mine după cum Tu voiești, nu după cum cred eu, chiar dacă părerea mea, logica mea, rațiunea mea susține că e un lucru bun. De aici vine nevoința, tăierea voii rele și punem voia noastră în voia lui Dumnezeu cea bună și atunci facem voia lui Dumnezeu precum se face în cer, așa și pe pământ. Dar, iubiți credincioși, Domnul spune clar că mă voi fi la Tatăl meu și acolo vă voi trimite vouă alt mângâietor ca să vă mângâie, Duhul adevărului, Duhul Sfânt, nu Duhul minciunii sau Duhul spurcăciunii, ci Duhul adevărului și al Sfințenii vă voi trimite vouă, Duhul Sfânt, vă veți îmbrăca cu putere de sus în Duhul Sfânt, câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat, câți pe Duhul Sfânt la cincizecime l-ați primit, în Duhul Sfânt v-ați îmbrăcat cu putere de sus și acolo din inimă Duhul Sfânt grăiește, iubiți credincioși, și toți cei care sunt în același Duh al lui Dumnezeu se înțeleg în Duhul Sfânt, în inimă, și rațiunea argumentează și susține înțelegerea care deja este existentă în inima omului. Vor veni vremuri și au tot fost și acum sunt și vor mai veni vremuri, iubiți credincioși, de mare înșelăciune, de mare trădare, vremuri de mare amestecare și de răsturnare a valorilor, încât cei puternici și răi vor ucide, vor prigoni, vor năpăstui și vor prezenta tot răul acesta ca bine, ca frumos, ca logic, ca rațional și ca bine plăcut lui Dumnezeu. Vă dați seama ce nebunie? Iar cei care vor vrea să păstreze legea lui Dumnezeu în Duhul Sfânt și faptele cele bune după morala creștină, vor fi socotiți, iubiți credincioși, în fel și chip, de la extremiști, fundamentaliști, ultra-religioși și așa mai departe, și vor fi prigoniți în numele lui Dumnezeu, Dumnezeul lor, nu Dumnezeul cel adevărat. Deci, iubiți credincioși, dracu va lua chip al lui Dumnezeu, toate rânduielele sistemului lui vor fi prezentate ca legi ale lui Dumnezeu și tot sistemul lui drăcesc va fi prezentat ca o super biserică, ca o prelungire de la templul lui din Ierusalim, unde Antichrist, omul lui, va încerca să facă jocul satanei, iar cei care vor vrea să stea în Duh, în adevăr, în credință, în fapta bună, în frumos, bine, etic, estetic, moral și așa mai departe, va fi prigonit pentru că va fi o lume a urâtului și a nedreptății. Dar, iubiți credincioși, Domnul a spus clar, nu vă temeți, turmă mică, că eu sunt cu voi până la sfârșitul viacului. Nu vă voi lăsa eu pe voi orfani, pentru că vă voi trimite Duhul Sfânt, Duhul adevărului, alt mângâietor care să vă mângâie. Eu vă voi îmbrățișa cu brațele părintești din Fiul și Duhul Sfânt și întreaga Sfânta Trăime va fi cu Cel care crede. Dar ne punem o întrebare. Cum, iubiți credincioși, vor crede că vor aduce slujbă lui Dumnezeu cei care vor face răul într-un mod conștient și inconștient? Cel mai bun exemplu îl vedeți în această plan demonie. Plan demonie, de la demon, iubiți credincioși, cu planificările lui, organizare la nivel global și planetar. Acolo, în acea perioadă și acum, în ascuns și ce va urma în această plan demonie, ați văzut creștini care au fost pe funcții, au semnat, crezând că fac bine și în urma semnăturii lor au murit oameni. Au fost oameni de decizie la președinte de stat, guverne, miniștri, directori și oameni mari care au luat decizii, au semnat și au implementat și respectat protocoale și în urma lor a murit
oameni, crezând că aduc slujba lui Dumnezeu în slujba binelui și a omului și a adevărului și a protecției. În spitale, iubiți credincioși, a venit medicul, a aplicat protocolul, a venit asistentul, a aplicat protocolul și au murit oameni în această pandemonie și aceștia nici acum poate nu știu că în urma acțiunilor, luând bani în plus și crezând că ei sunt liniștiți, că și-au făcut treaba, au murit oameni. Acolo, iubiți credincioși, s-au mușamalizat lucruri. S-au înfoliat creștinii, nu s-au mormântat creștinește, au fost aruncați în mormânt ca niște gropi comune. Nu li s-au făcut slujbele parastasele pentru că arherei, teologi, preoți au trădat, n-au avut curajul mărturisirii să-și asume, au respectat protocoalele impuse de la cezarul, de la statul acesta mincinos. Și, iubiți credincioși, iată că au crezut că aduc slujbă lui Dumnezeu, dar ei i-au ucis pe aceștia creștinește și duhovnicește, nefăcându-le slujbele așa cum se cuvine, neîmpărtășindu-i pe patul de moarte, neavând curajul să meargă lângă ei, pentru că se temeau mai mult de legea lumească decât de virusii pe care îi promovau aceștia. Și putem, iubiți credincioși, continua de la orice șef de magazin care nu ți-a dat voie să intri în magazin, de la orice director de școală care a acceptat protocoale și a ținut pe copii în școală, de la orice om care a respectat rânduieli drăcești, de la creștinul care a sărutat icoana după ce a șters-o cu spirit, de la popa care a împărtășit cu linguriță de plastic, toți aceștia, crezând că aduc slavă și laudă Dumnezeu în slujba binelui, au ucis duhovnicește și trupește și sufletește, au ucis oameni. De aceea, iubiți credincioși, ar trebui să facem fiecare dintre noi o introspecție, să vedem unde am fost lași, unde am fost trădători, unde am fost muți, unde am tăcut, unde n-am avut curajul mărturisirii și crezând noi că respectăm pacea mai mult decât ce este bine în slujba mărturisirii, iată că ne-am aflat trădători în fața lui Dumnezeu. De aceea, iubiți credincioși, trebuie să fim foarte atenți la vremurile care au fost, să ne învățăm la ce vremuri trăim și să folosim timpurile acestea ca să ne adunăm cu toții în Sfânta Liturghie, ca să avem pe Duhul Sfânt, pentru că doar Duhul Sfânt din inima ta, doar Hristos Euharistic din inima ta, îți va da puterea și vei vedea clar, în această ceață a lumii, vei vedea care este bine și care este răul. Și vei spune, precum un psalm, ferește de rău și fă binele. Și aceasta cu mare frică de Dumnezeu. Vei avea capacitatea de discernământului și a fricii lui Dumnezeu, care este o lumină duhovnicească în inima omului. Lumină care iese din inimă și care se proiectează în creier și vei avea discernământul și vei ști ce să alegi. Nu vei putea alege prin simțuri. Nu vei putea alege prin rațiune. Nu vei putea avea discernământ printr-o logică lumească. Pentru că 666 înseamnă poftă fără rațiune, mânie fără rațiune, rațiune fără de Dumnezeu, apostazie generală. Lumea, iubiți credincioși, se îndreaptă către această apostazie generală. Vă îndemnăm pe creștini să îl rugați și voi și noi pe Dumnezeu, precum Sfântul Grigore Palama: Doamne, luminează întunericul din mine. Doamne, dă-mi putere să nu mai fac voia mea, să nu-mi impun voia mea, să nu cred după logica mea, ci să cred doar după voia ta și după rânduiala ta. Prima lumină care se dă omului în inimă, în etapa de curățare de patim, este curățare, cunoașterea păcatului propriu. Este prima lumină. Doamne, dăm puterea să-mi văd păcatele. Păcatele sunt toate devierile de la cruce. Iubiți credincioși, pe stânga, pe dreapta, sunt devieri de la taina cruci. Doamne, dă-mi această lumină în inimă ca să mi se lumineze și rațiunea. Doamne, dă-mi să stăpânesc pofta și mânia cu o rațiune care este pusă în slujba Logosului Divin. Doamne, dă-mi putere să nu mă las înșelat, pentru că te va fi cu putință și cel ales va fi înșelat și va lua decizii cel ales și va semna
și își va asuma de frică și de lașitate, crezând prin politica astuțului că el va aduce slavă lui Dumnezeu. Învățați să trăiți după voia lui Dumnezeu. Să învățăm să trăim în comuniune unii cu alții. Cel care se autoizolează prin mândrie, părere de sine, cel care se autoizolează prin egoism și părere personală, cel care se autoizolează prin împlinirea voilor proprii, iubiți credincioși, îl scoate dracul din turmă, cum face lupul cu oaia, îl risipește, îi pune în logica lui o poză pe care o crede și îl piși cu ceară și el nu spune că a greșit. Și în felul acesta, dacă în cele mici face așa, cum vei da tu proba mărturisirii în cele mari, când va trebui să iei decizii importante, dacă tu în cele mici, în viața ta, de zi cu zi, nu înveți să stai voia ca să vină Harul Dumnezeu în tine, să ai experiența prezenței Harului Duhului Sfânt și de acolo să simți cum în fiecare clipă Duhul Sfânt te povățuiește și te învață ceea ce ai de făcut la următorul pas în fiecare zi, în cele mici, ca să știi cum să faci în cele mari. De aceea, iubiți credincioși, zisa Domnul, va veni vremea când oricine vă va ucide pe voi, va crede că va aduce astfel slujbă lui Dumnezeu. Se vor îmbrăci, nu vor mai fi oameni, vor gândi cum noi nu ne putem gândi, dar creștinul cel adevărat se va recunoaște cu creștinul adevărat doar în Duhul Sfânt, în Duhul Smereniei. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne țină în Duhul Sfânt, în Duhul Adevărului, în Biserica lui Hristos cea adevărată, ca să ne putem mântui sufletele. Amin.